Să citim din Epistola lui Pavel către Coloseni, de la capitolul 2, de la versetul 16 la sfârșitul capitolului, Coloseni 2, versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o zmerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățătură omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o zmerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. În timp ce meditam la cuvintele din această epistolă, m-am uitat și am încercat să mă uit în întreg acest al doilea capitol și am observat cumva o expresie care se repetă. Și această expresie am înțeles-o a fi ca o avertizare, ca niște indicatoare în mersul nostru. Și mi-am imaginat viața de credință ca pe un drum, ca pe o șosea în care ești la volanul unei mașini și pe marginea șoselei ai niște indicatoare. Acum, cei care avem carnet de conducere auto știm că aceste indicatoare auto sunt împărțite în cel puțin trei categorii. Unele sunt de avertizare, sunt cele cu triunghi, răsturnat. Altele sunt de interdicție sau de obligativitate, sunt cele rotunde. Și altele sunt de informare sau orientare. Sunt fie pătrate, fie dreptunghiulare sau... Și când mergi pe șosea, este cumva la latitudinea șoferului. Ține cont de ele sau nu ține cont de ele. Însă consecințele, tot șoferul le trăiește. Poți avea un drum liniștit fără accidente, da, dacă respecti indicatoarele respective. Poți însă să ai parte de surprize neplăcute, de probleme mari chiar, dacă ignori unul, nu trebuie să le ignor pe toate, unul din aceste indicatoare rutiere. Și de ce spuneam că și viața de credință mi-am imaginat-o, uitându-mă la acest capitol 2, ca pe un drum, pe o șosea în care întâmpini, ai la îndemână astfel de indicatoare, pentru că consider că sfaturile pe care Apostolul Pavel ni le dă în capitolul acesta 2 sunt ca niște indicatoare. Și am identificat cel puțin patru indicatoare în acestea de avertizare, de atenționare, care, dacă vreți, se repetă. Este expresia aceasta de care spuneam și la început, nimeni să nu vă. Și continuă apoi, o să vedem. Sunt patru astfel, în patru versete, în versetul 2, nu le-am citit acum, dar le-am observat noi de-a lungul serilor, versetul 4, continuă astfel de expresie, versetul 8, versetul 16 și versetul 18. Și prin fiecare Apostolul Pavel caută să ne atragă atenția. Și nu e așa, dacă este o avertizare, înseamnă că este șansa unui real pericol. Nimeni nu pune un indicator să te avertizeze de ceva dacă n-ar fi pericol acolo. E nonsens. La fel și Pavel nu ne-ar atrage atenția credincioșilor din Colose, dar și nouă astăzi, dacă n-ar exista realul pericol pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea ca să ne uităm și să vedem aceste, dacă ele au numit indicatoare de avertizare, sfaturi, dacă vreți, ale Apostolului pentru fiecare dintre noi, pentru că negreșit, Apostolul a avut un mesaj direct și concret pentru contextul în care se aflau colosenii. Și nu-l mai reiau acum, a fost spus de multe ori. Erau acele învățături gnostice, cu toate acele filozofii, dar dacă studiem sau dacă vedem aceste îndemnuri sau avertizări doar pentru coloseni, cred că tot studiul nostru asupra acestei epistole n-are niciun folos pentru fiecare dintre noi. Aș vrea ca să vedem aceste avertizări
în ceea ce privește posibilele pericole pentru fiecare dintre noi. Cu ce mă ajută pe mine dacă țin sau nu țin cont de aceste avertizări pe care Apostolul Pavel le semnalează în acest capitol 2? Mai mult decât atât, o să observăm că alături de acest indicator de avertizare, Pavel ne dă, imediat vine și cu un sfat în care ne dă soluția prin care să scăpăm, să nu cădem prada acelui pericol. Și vom vedea că toate aceste, le-am numit eu, de data aceasta, indicatoare de informare, îl au ca țintă pe Domnul Iisus Hristos. Se referă la persoana Domnului Iisus Hristos, singurul care poate să ne ajute să scăpăm de fiecare dintre cele patru pericole pe care le vom vedea imediat. Spuneam că primul astfel de indicatori în călătoria aceasta prin capitolul 2 este versetul 4, în care spune Pavel, spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Și dacă vreți, apare primul semn de avertizare. Atenție! Există pericolul să fiți înșelați, să fiți păcăliți. Înșelarea nu este altceva decât o păcăleală, nu? Prin vorbiri amăgitoare. Este primul avertisment. Și sigur că stăteam și mă gândeam, dacă ar veni cineva de pe stradă, un necunoscut, un străin, și ar veni aici în fața noastră și să zică, vreau să vă țin o cuvântare. Și ar veni cu niște cuvinte, eu știu, și niște vorbe așa, poate bine ticluite, dar care ar conține, eu știu, o anumită înșelătorie. Nu e așa că fiecare dintre noi ar fi gata să-l respingem, nu? Și să sesizăm, stai puțin, e ceva neregulă cu persoana sau cu personajul acesta. Și imediat am fi gata să judecăm fiecare cuvânt, fiecare vorbă care a spus, să vedem, este sau nu este așa. Și foarte ușor ne-am dat seama de pericolul din spatele vorbelor acelei personaj care, repet, poate ar veni de undeva de pe stradă sau oricum un necunoscut pentru biserica noastră. Însă, cred că Pavel nu se referă aici la neapărat oameni care veneau așa de neunde, necunoscuți total bisericii, ci cred că se refereau la oameni care erau deja în sânul sau printre cei credincioși. Poate unii ajunseră deja lideri. Poate unii deja aveau o poziție de autoritate. Și pericolul era și mai mare, pentru că nu-i așa, credinciosul de rând, când auzea o predică, o cuvântare a fratelui cutare, un frate deosebit, nu era gata să verifice, să vadă cuvântarea aceea conține nea ceva elemente de înșelătorie? Poate pare interesant. Și Pavel vine și spune, atenție, nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Și mai înainte de asta spune cuvintele acestea despre persoana Domnului Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Când Domnul Iisus Hristos nu este sursa înțelepciunii și cunoașterii cu care cineva se prezintă în fața noastră, poate exista pericolul acesta să fim înșelați. Chiar dacă acele vorbe sună frumos, sună bine. Și astăzi sunt atât de mulți predicatori, mulți dintre ei poate chiar urmăriți de unii dintre noi. Și sigur că au lucruri foarte bune, dar trebuie foarte mare atenție. Vorbele, predicile, mesajele lor au ca sursă, au ca izvor persoana Domnului Iisus Hristos. Se bazează pe această înțelepciune care vine de la El. Vedeți, dumneavoastră, Iacov este foarte așa radical, apostolul Iacov, și el spune foarte clar. Înțelepciunea care nu urmărește curăția, să fie pașnică, ușor de înduplecat, și sunt toate cele nouă caracteristici, puneți-vă un semn de întrebare sau de exclamare. Pentru că cel mai probabil acea înțelepciune este o înțelepciune pământească, drăcească, firească. Repet, în prima avertizare, Pavel spunea, atenție, nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Și vom vedea că această avertizare a Apostolului Pavel prin nimeni să nu vă, mai degrabă putem să înțelegem aceste cuvinte, nu vă lăsați înșelați de nimeni. Pentru că nu e așa, prin acest îndemn, Pavel nu putea să-i oprească pe cei care erau rău intenționați. Ăștia erau în biserică și făceau lucrarea sau își duceau, să zic așa, scopul până la capăt. Însă credinciosul este chemat să fie atent. Este avertizat. Nu te lăsa de nimeni amăgit. Indiferent ce nume poartă, indiferent cum se înfățișează înaintea noastră fiecăruia,
să-l verificăm întotdeauna prin ceea ce spune, este, provine sau are ca izvor înțelepciunea care vine de sus. Așa cum se spune Pavel, toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt în Domnul Iisus. Dacă oricine va veni înaintea noastră să ne spună altceva care nu l-are în centru pe el, acel lucru trebuie să ne dea de gândit. Pentru că totul este în el. Tot ce cuprinde, toată, cum spune aici, toate comorile înțelepciunii, n-a mai rămas nimic în afară de el, care să ne fie nouă necesar și de care să avem nevoie. Tot ceea ce avem nevoie și tot ceea ce ne este necesar este în Domnul Iisus, așa cum Pavel va relua și mai departe în capitolul acesta. Este așadar acest prim indicator, dacă vreți, de avertizare. Ținem cont de el? Ar trebui să ținem cont. Așa cum spuneam, internetul este plin de predici, de diferiți predicatori. Sigur, nu e rău. Și cărți, la fel, sunt o mulțime de cărți, de comentarii, de mesaje biblice. E foarte bine că avem la îndemână atâta surse de informare, însă trebuie mult discernământ. Mult discernământ. Nimeni să nu vă amăgească prin vorbiri amăgitoare. Este o zicere printre cei credincioși, nu-i așa? Nu tot ce lucește este aur. O, și de câte ori credem că dacă, eu știu, o vorbă, un mesaj sună bine, credem că neapărat așa și stau lucrurile. Credincioșii din Berea, deși erau credincioși la prima generație, am zice noi niște credincioși simpli, aveau lucrul acesta bun. Tot ce auzeau, și atenție, nu auzea de la unul ca mine, sau ca unul la dumneavoastră, auzea de la cine? Cine le predica celor din Berea? Păi, am zice, cel mai mare predicator, probabil, nu? Și cu toate acestea, ce făceau? S-o duceau acasă și ziceau, păi dacă ne-a zis Pavel așa, noi așa facem. Dacă a zis Pavel, așa stau lucrurile. Nu. Spune că cercetau să vadă dacă ce li s-a spus corespunde cu ce aveau scris. Câți mai suntem gata să facem lucrul acesta? Al doilea semnal de avertizare, mergând pe acest drum, în călătoria către cer, Pavel mai, dacă este permis acest limbaj plastic, mai pune un indicator de avertizare. Și în capitolul 2 spune de data aceasta, nimeni, luați seama, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Nimeni să nu vă fure, sau după o traducere mai exactă, nimeni să nu vă înrobească, să nu vă subjuge cu filozofie, cu datin, cu învățături începătoare. Pare puțin ciudat. Cum? Cu filozofia? Poate cineva să te robească? Filozofie înseamnă dragoste de sau pentru înțelepciune. Nu e bine să iubești înțelepciunea? Ba da, e bine, dar depinde care înțelepciune. Pentru că dacă iubești înțelepciunea aceasta a oamenilor, despre care vorbeam și mai înainte, care n-are o bârșie, care nu vine de sus, aceasta te poate înrobi. Și te poate duce pe drumurile vieții și sunt astăzi credincioși care, săracii, deși au avut o plecare bună, un start bun, sunt în mintea lor atât de complicați și încearcă să îmbine și adevărurile Scripturii cu teoriile lumii și iese așa un amestec și nu e așa, orice lucru amestecat nu e bun. Nu e bun. Și Pavel vine și spune, atenție, nimeni să nu vă fure, nimeni să nu vă înrobească cu filozofie, cu datini omenești, cu lucruri începătoare ale lumii. Vedeți, filozofiile sau filozofia poate avea multe forme și multe enunțuri. Ceea ce este de luat în seamă și ar trebui să ținem cont când privim la această avertizare este că de cele mai multe ori filozofia conține enunțuri de adevăr, conține părți de adevăr, dar sunt completate apoi cu elemente umane, cu elemente din înțelepciunea omenească care îl respinge pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel pune o informare lângă acest indicator de avertizare, vine și ne informează și spune căci în el locuiește, trupește în Domnul Iisus toată plinătatea dumnezeirii. Și acest enunț scoate în evidență cel puțin două adevăruri, și anume, pe de o parte, că el a fost într-adevăr 100% Dumnezeu, lucru care era combătut în vremea aceea, prin învățăturile acelea, el a fost 100% Dumnezeu și om,
în timp cât a fost pe pământ, dar în același timp când spune că toată, în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, înseamnă ceea ce spune mai departe în versetul 10 și anume că toate resursele noastre, tot ceea ce avem nevoie, le găsim în Domnul Iisus. Nu în filozofie, nu în dragostea pentru înțelepciunea lumii acesteia, nu în niște datini și obiceiuri, ci dacă avem nevoie de ceva pentru creșterea noastră spirituală, pentru călătoria noastră către cer, toate le găsim doar în Domnul Iisus. De aceea spune Pavel mai departe, voi aveți totul de plin în El. Nu în datini, nu în obiceiuri. Vedeți, pot fi obiceiuri și datini bune, dar ele nu ne vor ajuta să creștem. Și trebuie să recunoaștem. Și în adunarea noastră avem anumite obiceiuri. Bune, nu neapărat rele. Dar atenție, nu obiceiurile acestea vor crește gradul nostru de sfințenie, spiritualitatea noastră, nu acestea ne vor maturiza, ci doar apropierea tot mai mult și dependența tot mai mare de Domnul Iisus Hristos. De aceea aș lua această avertizare, nimeni să nu vă fure sau nimeni să nu vă înrobească, ca pe un real pericol pentru fiecare dintre noi. Ușor ne putem lăsa înrobiți de anumite ziceri, de anumite obiceiuri. Câte din obiceiurile pe care le avem, ca și creștini, sunt biblice, au un temei biblic sau sunt doar, eu știu, înțelegeri personale pentru că așa am apucat, așa am moștenit? Să ne gândim la lucrul acesta. Pentru că ele ne pot înrobi la un moment dat. Repet, ceea ce va ajuta și va duce la creșterea noastră fiecare în parte nu este respectarea unor obiceiuri, ci doar relația cu acela în care locuiește, trupește, cum spune aici, toată plinătatea Dumnezeirii. Doar relația cu acela în care avem totul de plin. Spune apoi un al treilea avertisment Apostolul Pavel, versetul 16, și încerc să trec mai repede pentru că timpul trece repede. Nimeni dar să nu vă judece. Și spune el mai departe cu privire la mâncare la, sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare și așa mai departe. Și este acest avertisment cu privire la legalism. Și data trecută s-a spus ceva despre legalismul acesta iudaic, însă eu aș vrea să măresc puțin plaja aceasta legalismului, pentru că, de bine de rău, mulțumim Dumnezeu ca și biserică ne-a ferit de influențele acestea, eu știu, iudaice și poate nimeni dintre noi nu se confruntă sau nu este ispitit într-atât de mult de acest legalism iudaic. Însă trebuie să recunoaștem că legalismul este ispita sau pericolul pentru fiecare credincios în parte, sub o formă sau alta. Mai cu seamă că Pavel spune nimeni dar să nu vă judece. Și de ce spune cuvintele acestea? Pentru că acolo unde este spirit legalist, este și un duc de judecată. Acolo unde este spirit legalist, acolo va fi și un duc de judecată puternic. Puternic. Spunea cineva, care este sportul preferat al credincioșilor? Că, în lumea aceasta fiecare are cât un sport preferat. Și cineva spune așa, sportul preferat al credincioșilor din nefericire este spiritul de judecată. Judecata. Cât de gata suntem, cât de repede judecăm pe cel de lângă noi. A făcut cu tare lucru. Păi nu e credincios. Că un credincios n-ar trebui să facă așa. Sau cu tare a făcut așa, n-a făcut bine. Sigur că și Domnul Iisus vorbește despre aspectul acesta judecății. Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii în Matei 7 și spune acolo Domnul Iisus, nu judecați în sensul acesta de a condamna, de a pune etichete, de a cataloga. Suntem chemați, da, sigur, să discernem lucrurile, să judecăm, să înțelegem situația, dar nu suntem chemați să condamnăm, să etichetăm. Spunea tot Domnul Iisus, unul singur este judecătorul. Și noi suntem atât de gata, cum cineva sare puțin din tiparul pe care noi l-am creionat, imediat punem etichetă. Nu e credincios, nu e credincioasă. Nimeni dar să nu vă judece. Atenție! Atenție la acest, pe de-o parte, spirit de judecată, dar pe de-o parte, acest spirit legalist. Sunt multe exemple, n-aș vrea acum, vă dau doar un frate care mult timp ne-am bucurat împreună aici la adunare, acum mergem cu o altă adunare, m-a sunat nu de mult și mi-a zis, Lucian, uite-te, vreau să te invit la noi la adunare. Cumva zilele de adunare coincid cu ale noastre și mi-a zis, mi-e destul de greu, nu știu, poate vreodată voi ajunge. Și că, dar Lucian, vreau să mai fac un amănunt, când vii la noi la adunare, să vii cu cămașă și cravată. Poate am zice noi, păi e o rânduială, este un... Atenție!
nici nu știm, nici nu ne dăm seama legalismul acesta în ce domenii poate să intre din viața noastră. Și ne înfășoară atât de tare și ne ține atât de mult legați și cuvântul spune, atenție, că toate acestea nu sunt decât o umbră. Trupul, ceea ce contează, realitatea este Hristos. Ce legătură poate avea între anumite formalisme din acestea ale noastre și Domnul Iisus Hristos? Are vreo legătură cu El? Și în sfârșit, pentru că timpul a trecut, ar mai fi poate multe lucruri de spus. Un ultim avertisment din acesta, dacă vreți, cu triunghi foarte puternic, este în versetul 18 și spune Pavel, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Un alt pericol. Un pericol real. Să alergi și să te trezești că ai pierdut premiul. Nu cred că este doar un fel de o vorbă așa spusă de Pavel. Cred că este o posibilitate reală, nu? Din moment ce Pavel avertizează. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și spune mai departe cum. Și sunt cel puțin două aspecte aici. Este acest aspect al experiențelor supranaturale, mistice. Poate nimeni dintre noi, eu știu, nu este gata să se închine îngerilor și sau sfinților, da? Cum știm că se fac cei din semenii noștri din Biserica Ortodoxă, de exemplu, sau din Biserica Catolică. Însă, câți credincioși din bisericile evanghelice nu se dau un vânt, dacă pot spune așa, după tot felul de experiențe, după tot felul de visuri, mi-a vorbit mie Dumnezeu, nu știu cum. Spunea cineva, Dumnezeu nu-ți va vorbi niciodată mai mult prin experiențe din acestea supranaturale decât îți va vorbi prin cuvânt. Dumnezeu întotdeauna va alege calea cuvântului. Sigur, a fost o perioadă în vechime când Dumnezeu a avut și calea aceasta. Poate că mai este și astăzi. Dumnezeu este suveran, El poate lucra și astăzi. Dar niciodată nu îți va vorbi mai mult prin experiențe din acestea extraordinare decât prin cuvântul Său. Ce căutăm? Atenție la acest fel de a trăi viața de credință prin misticism, prin a căuta lucruri supranaturale și sunt astăzi o grămadă de lideri creștini care promovează astfel de trăiri, de experiențe supranaturale, cum le numesc ei. Și cuvântul îți vine și spune informarea, ceea ce contează este să te ții strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Ați văzut? Cine ne dă nouă creșterea în viața de credință? Experiențele supranaturale? Visurile sau vedenile din partea lui Dumnezeu? Nici vorbă. Ce spune aici? Dumnezeu ne dă creșterea? Prin aceste trei elemente. Prin cât de strâns te ții de cap de Domnul Iisus, prin hrana pe care o primești de la El și prin această legătură pe care o ai cu cei din trup. O, dacă am înțelege și ne-ar fi, suficientă relația, îmi place cum spune aici, nu se ține strâns de capul. Nu doar să ai așa o relație de la depărtare, cum spunem noi, se strâns. Și apoi continuă apostolul mai jos, vorbește despre acest ascetism sau diferite, eu știu, înfrânări pe care ni le autoimpunem, crezând că prin aceasta atingem o anumită treaptă de spiritualitate, mai mare sau mai mică. Și Pavel spune, nu sunt de niciun folos, pentru că firea rămâne înăuntru. Și atunci când nu te aștepți, se gâdilă imediat, cum spune aici. Nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Este atât de sensibilă, imediat se gâdilă firea. Și poți astăzi, mâine, poimine să te, eu știu, oprești de la anumite lucruri. Să nu faci aia, să nu faci alta. Și peste trei zile, când ai zis, am biruit, să cazi dintr-o dată. De ce? Pentru că firea rămâne acolo și se gâdilă ușor. De aceea, dacă ar fi să rămânem cu ceva, în urma acestor avertizări, în urma acestor potențiale pericole pe care le putem întâmpina fiecare dintre noi, ar fi, pe de-o parte, să fim atenți la aceste pericole pe care Pavel le-a scos înainte, iar pe de altă parte să înțelegem cât de mult avem nevoie de persoana Domnului Iisus Hristos. Cât de mult avem nevoie de a trăi o viață cu El tot mai profundă, tot mai strânsă, cum se spune aici. Și să înțelegem că pentru orice posibil pericol, pentru orice nevoie, pentru orice problemă, singura soluție este Domnul Iisus Hristos.